A durat 19 ani lucrarea mea. De-a Concluzia mea lungul este celor că totuși 19. există niște legi ale societăților umane care fac că anumite grupuri etnice creează o civilizație, o cultură. Și aceasta începe, în general, prin întâlnirea a două alte civilizații mai vechi. Ca să vă luăm exemple concrete. De pildă, când indo-europenii încetul coboară până în Grecia, întâlnesc civilizația cretană, civilizația din insula Creta, care era deja înfloritoare și care era, să spunem, contemporană cu civilizația egipteană și cu civilizația mezopotamiană. Și acești barbari eleni, după ce se întâlnesc cu civilizația cretană, după ce o dărâmă, 1000 de ani mai târziu creează ei o civilizație și mai strălucitoare decât aia, și care este civilizația elenică, care e încheiată de romani. Și noi retrăim după 2000 de ani cam același proces. Adică barbarii germanici dărâmă Imperiul Roman și 1000 de ani pe urmă, cu moștenirea romană, dar cu altoiul germanic, creează civilizația occidentală, la care ne alipim și noi, ăștia orientalii, civilizația bizantină, de pe la 1700 încolo. Noi acum facem parte din civilizația occidentală, dar tot evul mediu eram legați de altă viziune a lumii, care era cea bizantină. Istoria noastră este foarte vitegă, ca să zic așa. Mai întâi am aparținut unei civilizații care era muribunde, cea bizantină, care nu a mai dat roade mari la un anumit, tocmai când noi am fost înglobați în civilizația asta bizantină, ea era deja pe moarte. Și noi am rămas, venind și turcii peste noi, care au blocat din punct de vedere contacte cu Occidentul, ne-au blocat. Nici nu mai aveau voie copiii de boieri sau de domnitori să plece în Occident, decât rarisim. Cine a plecat? Constantin Cantacuzinou, îi numeri pe degete un spătarul Milescu, viitorul spătar Milescu. Deci noi am fost tăiați de Occident timp de veacuri, până când din nou la sfârșitul veacului al XVIII am putut să reluăm legătura. Și părerea mea este că noi nu am început să fim creatori și să facem parte din civilizația europeană decât în veacul al XIX. Noi facem parte de 200 de ani din civilizația occidentală și deci norocul nostru ar fi ca să nu moară și asta prea devreme, ca să apucăm și noi să mai facem ceva.